Municipalitatea Suceveană așteaptă promulgarea legii bugetului de stat de către președintele Traian Băsescu și publicarea acesteia în monitorul oficial, astfel încât bugetul local să poată fi dezbătut și aprobat cât mai repede. Primarul Ion Lungu spune că, odată îndeplinită această formalitate, Consiliul Local se va întruni cel mai devreme în 15 zile. Proiectul bugetului local trebuie să parcurgă toate procedurile prevăzute de actele normative în vigoare. Proiectul bugetului local este gata și așteptăm să fie promulgată legea, astfel încât să avem cât mai repede bugetul pe anul 2013 a explicat primarul Lungu. În cursul acestei săptămâni, primarul Ion Lungu se va întâlni cu grupurile politice ale aleșilor locali, atât cu cel al puterii USL, cât și cu cel al opoziției PDL, ocazie cu care va fi analizat proiectul de buget pe anul 2013. Șeful administrației locale Sucevene nu crede că vor fi probleme la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precizând că în fiecare an cu prilejul dezbaterilor a fost deschis la amendamentele formulate în plenul legislativului. Voi avea discuții separate cu cele două grupuri, de consilieri, însă nu cred că vor fi probleme. Dacă punem în prim plan interesele sucevenilor, acest buget ar trebui să treacă, întrucât reflectă realitatea și necesitățile locuitorilor orașului. De fiecare dată am fost constructiv, acceptând amendamentele depuse de către consilieri, iar acolo unde sunt probleme punctuale, vom încerca să găsim soluții. Are A reliefat primarul Ion Lungu, adăugând că bugetul din 2013 este unul al dezvoltării, dar și al austerității maxime la cheltuielile de funcționare. Potrivit fundamentării actuale, veniturile proprii ale municipiului su sunt estimate a fi la 7 milioane de lei mai mici decât în 2012.